Salutare! Sunt Mihai, știți bine, lucrez la magazinul colecționarului și mă bucur să încep primul episod al acestei colecții. Este vorba despre un monopost Ferrari și anume 312T4, care au făcut istorie. Primul număr este un număr destul de simplu. În acest episod vom monta 5 numere. Primul pachet, știți bine, conține 10 numere și pe urmă vom comercializa pachete de câte 6 numere. Desigur, este disponibil și opțiunea de cumpărare într-o singură etapă, toate cele 112 numere, sau în două bucăți. Asta înseamnă 5-6 și 5-6, sau stilul de abonament. Haideți să începem primul număr. Partea cea mai bună este că nu prea vom avea tangență cu șurubelnița, pentru că în mare parte este pe sistem click. Asta înseamnă că putem să potrivim foarte ușor piesele și nu prea va trebui să folosim șurubelnița. În primul număr avem un eleron cromat, lucrat foarte frumos. Calitatea la prima vedere este una superbă și desigur va trebui să jonglăm puțin cu apa ca să lipim aceste decaluri pe machetă. Am pregătit un bol cu apă, o pensetă și vom avea nevoie și de o foarfecă, dar eu cred că mă voi descurca foarte ușor cu un cutter. De fapt, partea bună este că am găsit și o foarfecă. Avem nevoie și de o cârpă de microfibră ca să putem să ștergem piesele pentru uscare. Haideți să decupăm aceste piese. Bun, în primul rând va trebui să adăugăm în apă piesa aceasta mare. Voi folosi această microfibră pentru a șterge macheta și va trebui să extragem decalurile și să le aplicăm conform instrucțiunilor. Bun, partea mai grea a trecut, am fost atent încât să montez cât de cât corect, iar acum tot ce ne-a rămas de montat pe acest număr sunt aceste elerane laterale care trebuie să urmeze curbura eleronului. Nu știu dacă se vede foarte bine, am să încerc să dau un zoom. În piesă există o curbură și acesta trebuie să meargă după forma eleronului. Cum am spus, nu prea trebuie să folosim șuruburi. O simplă apăsare mai bună ne ajută. Și acum să potrivim și partea cealaltă. Îmi cer scuze, aici decalul este puțin
deplasat. Ok. Opa. Să zicem că e bine și adăugăm partea aceasta. Așa. Trecem la numărul 2, care conține o anvelopă și botul mașinii. Anvelopa este una de cauciuc, se simte pe ea că este un cauciuc real, nu este un plastic. Și avem două tipuri de șuruburi, A și B. În primul rând, va trebui să întoarcem eleronul și să prindem aici pe spate piesa aceasta cu un pin în jos. Intră destul de greu și în asemenea cazuri e bine dacă pilim puțin cu cutter-ul din suport. Și va trebui să prindem acest suport cu un șurub A. Și pe urmă, aceste piese se unesc. Îmi cer scuze. Așa. Și pe partea aceasta vom folosi un șurub B. Desigur, piesele acestea se mai desprind, dar se pot înlocui. Cei care doriți, puteți folosi și o bucățică sau o picătură de lipici. Bun, trecem la numărul 3. Acesta este un număr ceva mai complex și avem mai multe piese. Avem șuruburi A. Avem piese de la filtru de aer. De fapt, răcirea de la frână. Avem niște pini de blocare și încă o piesă foarte mică. În primul rând vom folosi acești pini de blocare. Haideți să dau un zoom și vor trebui introduși în partea aceasta a jantei. Sunt 4 bucăți. Am primit mai multe, probabil ca să avem de rezervă. Nu știu cât de bine se vede, dar avem un pin introdus. Perfect, am introdus cei 4 pini, iar următorul pas este să potrivim cele două părți ale jantei pe anvelopa pe care am primit-o. Deci partea aceasta este exterioară. Avem și aici o săgetuță. Și atunci acesta trebuie montat în direcția aceasta. Aproximativ așa. Și va trebui să adăugăm janta pe partea opusă. Atenție, pentru că avem două găuri tip hexagon și două găuri tip șurub. Deci, partea mai groasă intră în găurile
scufundate, ok? Așa, se pare că jantarea aceasta este un procedeu ceva mai complex decât ne-am fi imaginat și în continuare vom adăuga două șuruburi abe. Perfect, avem janta montată. Și în continuare va trebui să ne jucăm puțin cu piesele acestea. Se vede, acesta este repartitorul de frână. Avem și un șurub hexagonal în el. Și pe piesa aceasta trebuie să introducem plasticul acesta mic. Nu știu cât de bine se vede, dar așa ar arăta introdus. După care suntem puțin atenți să vedem cum trebuie potrivite restul pieselor. Piesele acestea două se unesc din nou prin presare. Ok. Iar piesa aceasta se va monta împreună cu piesa aceasta, tot prin presare. Așa. Cam acesta este răcitorul de la frână. Probabil acesta se va monta aici în spate, împreună cu discul pe care în momentul de față nu îl avem. Se vede clar că aici vine răcitorul de aer. Și s-ar putea că am montat anvelopa invers, atenție la săgeata. Acesta trebuie să arate în direcția opusă. La mine o arată în spate. Voi remedia problema după video. Vă recomand să faceți și voi chestia asta, săgetuța să fie întotdeauna spre, în momentul de față spre stânga. Sau îl putem lăsa așa și îl vom înlocui cu cealaltă rată din dreapta când ajunge rândul. Piesa în plus o pun deoparte și trecem la următorul număr. Partea cea mai drăguță cu acest număr este faptul că, nu știu dacă se vede bine, dar scaunul acesta este catifelat de jos pălăria în fața constructorilor și acesta trebuie montat aici în spate prin presare odată și încă o dată cu click. Cam acesta este montajul numărului 4 și vom trece imediat la montajul numărului 5. Desigur, ne mai arată că putem folosi puțină vopsea ca să-i dăm o textură de monopost folosit, dar eu voi trage peste detalierea aceasta exagerată și trec direct la numărul 5. Avem șuruburi de tip C, avem discul de frână, discul de frână se va monta unul peste celălalt cu foarte mare atenție, fiindcă avem două găuri și doi pini. Aceste două piese se unesc
avem un disc de frână ventilat. Se văd detaliile. Efectiv arată impecabil. Deci este superb. Iar discul acesta de frână, nu știu dacă țineți minte cum i-am spus acum câteva minute, scoatem capacul acesta și vom introduce discul de frână cu direcția aceasta. Ok. Avem și discul de frână. După care avem aici trei piese metalice. Vom orienta acest receptor în direcția aceasta. Sper că se vede decât clar. Deci aceasta este direcția și vom lua piesa aceasta și cu partea mai lungă ne orientăm așa. Aici vom folosi un șurub C. După care întoarcem macheta. O secundă să-mi dau seama cam cum ar veni. Și adăugăm acest trapez. Partea bună este că nu prea ne lasă construcția machetei să o montăm cum dorim noi, doar într-un singur fel. Îl prindem și pe acesta cu un șurub C. Și în final, fix în ultimul braț, tot cu un șurub C. Partea cea mai bună, cum am spus, nu se poate monta oricum, doar într-o singură poziție și doar cum ne lasă și cum a fost gândit de producător. Deci așa intră greu, înseamnă că trebuie să rotim. Precizia acestei machete este fenomenal de bună. Bun, avem acesta. Avem brațul peste care se va monta această roată. Deci macheta începe să capete forme, este uriașă. Facem o pauză și ne vom vedea curând cu numerele 6-10.